this only to make me go. I'm saying. Is looking at you, kid. Acum ceva timp, Academia Americană de Film a anunțat niște reguli noi pe care trebuie să le îndeplinească un film pentru a putea fi eligibil să fie nominalizat la cel mai bun film. La Oscaruri mă refer. Regulile sunt despre incluziune socială. Concret, unul din personajele principale din film trebuie să fie parte a unei minorități rasiale sau de identitate. Da, au mers atât de departe încât preferințele sexuale ale personajului devin prioritare chiar atunci când nu sunt relevante pentru poveste. Această mișcare se simte și în producțiile TV. Studiourile Amazon au primit feedback, negativ e puțin spus, pentru includerea unui hobbit de culoare în serialul The Rings of Power, care urmează să fie lansat pe 2 septembrie. Sequelul serialului Vikings, numit Valhalla, produs de Netflix, a primit și el feedback negativ din partea internetului pentru distribuirea unei femei de culoare în rolul unui viking pe nume Jarl Håkon, care a existat și care a fost mai alb ca tot electoratul lui Donald Trump. I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible. În fine, americanii disperați după incluziune au mai multe reguli, toate cam în aceeași direcție. Atunci când le-au anunțat, reacțiile negative au apărut, dar, de teama activiștilor care aruncă cu pietre virtuale în oricine li se opune, lumea cinematografiei merge pe burtă și respectă regulile. În primul rând, ar trebui să menționez că industria americană de film dictează trendurile în toată lumea cinematografiei. Chiar dacă europenii încearcă un soi de aer de superioritate față de americani, până la urmă, toți se aliniază la normele impuse de mașinăria de la Hollywood. Asta înseamnă că festivalurile de film din Europa ajung și ele în aceeași oală. Doar că aici, oala este una fandosită, plină cu fructe de mare. Dar tot o oală e. Cumva, de fapt, europenii au făcut primii astfel de filme, dinaintea americanilor. Doar că într-un fel care nu e forțat. Acum, să nu mă înțelegeți greșit. Nu am nimic împotriva unui film despre un grup discriminat, indiferent dacă din motive rasiale sau de identitate. Atât timp cât povestea dictează asta, nu e nicio problemă. Problema intervine atunci când sunt adăugate detalii într-o manieră forțată, care nu are legătură cu povestea. Cum ar fi să vezi un supererou, să zicem, care salvează oameni, luptă împotriva răufăcătorilor și, complet random, la un moment dat, ți se menționează că s-a născut în Asia și că e bisexual, fără să conteze asta pentru profilul personajului sau pentru dezvoltarea povestii. Ar fi aiurea, nu? Ce fac americanii cu noile lor reguli este un soi de limitare a creativității. Există și vor exista întotdeauna o grămadă de filme foarte bune despre un bărbat alb heterosexual. Dar aceste filme nu vor mai fi eligibile să fie nominalizate pentru cel mai bun film, deoarece nu respectă noul regulament al Academiei Americane de Film. Ceea ce este, după toate normele mele de logică și echitate, nedrept. Cum ne afectează asta pe noi? Simplu. Cineaștii români își doresc să fie prezenți la festivaluri de film cât mai numeroase și cât mai prestigioase. Ca să își crească șansele unei selecții la festivalul de la Berlin, spre exemplu, în povestea pe care o spun ei în film, cu siguranță vor vorbi despre o minoritate, chiar dacă subiectul nu o va cere. Sau, mai rău, înainte să se apuce să scrie scenariul pentru un film, scenaristul e posibil să renunțe la o idee bună pentru că nu era suficient de inclusivă. Și astfel, noi, privitorii, nu vom mai vedea un potențial film bun. Înțelegeți ce zic? Filmul este considerat o artă, cel puțin ca definiție. Și arta ar trebui să fie liberă, fără constrângeri. Altfel, intrăm în discuții despre cenzură. Chiar dacă nimeni nu te obligă să incluzi nimic în filmul tău, faptul că o autoritate, așa cum este Academia Americană de Film, te exclude din cea mai râvnită listă dacă nu urmezi niște reguli, este un soi de cenzură și lumea se aliniază tacit. Filmul este, în cel mai bun caz, o formă de artă și, în cel mai rău caz, o afacere. Mișcările astea tectonice îndepărtează filmul de la locul lui de artă și îl apropie de statutul de unealtă politică. Acum, poate mi se pare mie, dar parcă nu totul are nevoie să fie woke, politically correct, inclusiv sau mai știu eu cum. Parcă mai sunt unele filme care sunt ok așa cum sunt. Și acum, ca să nu fiu interpretat greșit de către toată lumea, vă recomand niște filme speciale, legate de subiectul pe care l-am abordat. Primul este despre sclavie. Se numește Aferin și este regizat de Radu Jude. Al doilea se numește După dealuri și este despre o relație amoroasă între două femei, una măicuță la o mănăstire.
Filmul acesta este regizat de Cristian Mungiu. Al treilea film all-inclusive pe care vi-l recomand este Câmp de Maci și îl găsiți pe Netflix. Toate trei sunt filme românești foarte bune, câștigătoare de premii pe la numeroase festivaluri, care au la centrul poveștilor lor subiecte sensibile, dar care nu forțează pe gâtul spectatorilor vreo informație sau vreun personaj discriminat sau marginalizat, doar ca să bifeze vreo regulă. La final, întrebarea mea pentru voi este: cât timp o să mai putem considera cinematografia o formă de artă până când va fi transformată în totalitate într-o unaltă politică? Sau poate separarea între filme bune și filme proaste o să fie mai clară. Cine știe? Cert este că o privire de ansamblu e sănătoasă din când în când, iar mie nu îmi prea place ce văd acum. Hai să vorbim despre filme bune. Tu ce film ai mai văzut? Am vrut să zic eu asta.